copilăria noastră nu prea poate fi comparată cu copilăria lor. Ei sunt suprastimulați în permanență. Ei au nevoie mult mai mult decât aveam noi nevoie de acest stat degeaba, da? De a nu fi stimulați. La fel cum noi ca adulți, în felul în care se desfășoară viața noastră, și noi suntem suprastimulați. Corect. Da? Avem mult mai multă nevoie de pauză decât poate aveau nevoie o parte dintre părinții noștri, să nu spun toți, că fiecare a avut viața sa, conjuncturile sale, da? În care viața nu se desfășura cu atâta nebunie ca acum, cu atâta fugă ca acum, cu atâta contratimp ca acum și cu atât de mult stimul. Da? Tot timpul suntem cu telefonul în mână, tot timpul răspundem la câte un mesaj sau la... Da? Știm cum se desfășoară, știm cu toții. Este valabil inclusiv pentru noi ca și adulți. Avem nevoie de pauză. Și pauză înseamnă exact ce spun, pauză. Pauză de la stimuli. Uh-huh. Avem nevoie uneori doar să stăm degeaba. E, cumva ca să vă și răspund, nu propriu-zis făcea o greșeală. Poate că atunci, eu mi-aduc aminte, nu existau atât de mulți stimuli cum există acum. Viața nu avea aceeași rapiditate ca acum. Da? Ziua părea mult mai lungă decât acum. Corect, corect. Nu era, doar părea, pentru că, așa cum ați spus, nu erau atât de multe și atracții. Atunci, poate că prin prisma acelei vieți, recomandarea de nu sta degeaba, fă ceva cu timpul tău, nu era neapărat una rea. Okay. Da? Poate era mai potrivită acelor vremuri. Uh-huh. Poate, da, poate nu. Eu cred oricum că toată lumea are nevoie de pauze. Da? Dacă ne gândim până și un computer sau telefonul pe care îl folosim tot timpul, da? Din când în când e nevoie să îl închidem. Da? Pentru că știm că la un moment dat dă niște erori, nu mai răspunde la fel la cerințe. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și noi suntem la fel, mult mai mult de fapt decât atât. Am dat un exemplu să fac o paralelă, dar până la urmă este... E clar că creierul nostru are nevoie să se oprească. Creierul copilului are nevoie să se oprească. De cele mai multe ori, copilul nu are cum să fie atent la mediul înconjurător, nu are cum să fie atent la sine, la ceea ce simte în interior, raportat la situații, raportat la sine, raportat la orice până la urmă, da? La senzațiile pe care le are. Da? Pentru că sunt atât de mulți stimuli, da? Care îi prind atenția, da. Încât... Cât sunt de importante vacanțele petrecute cu copiii? Vacanțele, mă refer la concedii. Atunci, deci, când plecăm, când în plecăm altă parte. Întreb acest lucru pentru că am stat de vorbă cu cineva și spunea exact asta. Faptul că nu-și amintește, acum adult fiind, să fie avut mai mult de vreo 2-3 vacanțe cu familia. Ceea ce e trist oarecum, nu? Văzut prin prisma noastră, poate că da, dar iarăși trebuie să ne raportăm la o viață diferită. Acum, dacă ne gândim, cred că o familie pleacă poate în medie de 2-3 ori pe an. Uh-huh, da? Uh-huh. Dacă întoarcem timpul și dăm cu 30-40 de ani în urmă, oamenii nu călătoreau atât de mult. Da, da, da. Nu aveam avioane, în primul rând, da? Cât să mergem Era să vedem... Era o vacanță pe an, vara de obicei. Da, care se desfășura cât de cât în perimetrul țării. Corect. Da? Foarte, foarte rar erau ieșiri. Și sigur. Chiar și atunci când erau ieșiri, erau cumva tot aproape de țara noastră, de exemplu. Eu cred că nu există un singur răspuns la această întrebare. Cred că răspunsul este depinde. Și am să continui cu de ce depinde. Cred că depinde foarte mult, de exemplu, de care sunt experiențele din restul anului. Okay. Cred că uneori, e mai prețios timpul de relaxare, de stat împreună și de relaxare. Nu neapărat de a face lucruri, de a vedea lucruri noi, pentru că și asta presupune foarte multă stimulare. Și ați auzit oameni care se întorc din concediu și spun, aș avea acum nevoie de un concediu după concediul acesta în care să mă și odihnesc. Exact. Foarte mulți, așa este. Da. Și noi cu siguranță am simțit lucrul acesta. Da, pentru că
De multe ori, de exemplu, dacă mergem cu copilul, încercăm să alegem locuri prietenoase, da? Pentru copii sau gândite pentru copii, da? Care să aibă tot felul de, nu știu, parte de distracții sau piscine cu diverse locuri și așa mai departe. Tot felul de lucruri care țin de distracție. Ori, da, copilul este vesel, într-adevăr, pe termen scurt este vesel. Ideea este că este acea suprastimulare. Acea suprastimulare care ne încarcă pe toți, pe copii și pe adulți deopotrivă și care ne fac în cele din urmă, dacă ne gândim, să fim stresați tot timpul și tensionați tot timpul. Da? Depinde foarte mult, repet, de experiențele anului respectiv sau a perioadei de viață de la momentul respectiv. Uneori ele sunt necesare, aceste tipuri de vacanțe, alteori, din contră, vin de fapt și tensionează și mai mult. Chiar dacă e un timp aparent plăcut. Da, creierul nu intră în pauză niciodată. Această pauză este necesară, eu asta încerc să spun. Trebuie să gândiți, ca să ne întoarcem și la temă totodată, la tema de astăzi, trebuie să gândiți pentru copii în vacanță și perioade de pauză. Mă mai gândeam acum la copiii care merg la grădinițe private, acolo unde nu există vacanță, decât opțional pentru părinții care au alte variante. Da. Dar sunt foarte mulți care nu vor lua vacanță. Cum își pune acest lucru amprenta asupra copilului? Percepe la acea vârstă între 2, 3 și 6 ani? Sigur că percepe. Da. Copilul percepe, și ți-o mai precizat, din prima zi percepe foarte multe lucruri. Sigur, nu poate să le dea, funcție de vârstă, nu poate să le dea aceleași conotații, dar da, percepe tot ce se întâmplă în jurul lui. Cel puțin la nivel emoțional, la nivel psihologic, ceea ce trăiesc ceilalți și ceea ce îi se returnează. Da? Da, percepe. Ajungem exact la același prea plin. La același ajungem. Și de asta consider că vedem în jurul nostru și de multe ori și noi ne simțim la fel, în care simțim că am făcut de toate, da? Poate nimic care să fie suficient de relevant, da? Pentru că nimic nu ne-a adus liniștea în final, din tot ceea ce am făcut, pentru că de fapt probabil trebuia să nu facem, ci trebuia să ne oprim, da? Și copiii noștri ajung exact în aceeași situație. Și de cele mai multe ori este greu să ne înțelegem cu ei. Este greu pentru că ei sunt suprastimulați, pentru că nu-și pot focusa atenția pe noi, pentru că n-au învățat să se bucure de niște lucruri absolut simple, care de fapt ne bucură real, ideea de a sta cu alții sau de a ne bucura pur și simplu că, nu știu, nu trebuie să mergem la școală, serviciu într-o zi, grădiniță. Uitați ce întreabă cineva. Ce ne facem dacă dorințele noastre nu coincid cu ale copilor? Respectiv, eu vreau să mă relaxez, copilul nu. Da. Păi de regulă nu coincid. Negociem. Negociem. Iarăși, trebuie să ne fie clar în mintea noastră o structură. Da? De exemplu, astăzi este despre tine, mâine este despre mine. Okay. Sau orele astea, nu știu, mergem la piscină și poți nota, poți să faci ce-ți place ție cel mai mult, da? După care, în a doua parte a zilei, este despre mine. Și dacă vreau să mă plimb, mă plimb, dacă vreau să citesc o carte, citesc o carte, iar tu îți vei găsi niște activități proprii. Deci nu trebuie să ne ferim, să mai fim și egoiști puțin, nu? Nu este egoism. Până la urmă, dacă stăm și ne gândim, este tot în folosul copilului ca noi să fim niște adulți funcționali. De la un punct încolo, noi nu mai suntem funcționali. Suntem robotizați și facem lucrurile doar pentru a vedea copilul mulțumit. Doar pentru asta. E ca și cum am trăit continuu să-l vedem pe el mulțumit, iar în momentul în care îl vedem nemulțumit, intrăm în panică.